Noiembrie. Sunt 4 ani de când aduc dansurile populare de românești și moldovenești prin satele din Răiunul Nou Surți. 4 ani de urmă m-am apucat completiv de, nu de mult, de 10 perechi. În ziua de astăzi am 183 de copii de la vârsta din clasa 3-lea până și oameni care femei și cu copii. 3 săptămâni în urmă am început să aduc ansamblul național de dansuri populare Vatra de la Răiunul Casa de Cultură de la Nouă Surița. Și ce am vrut să spun de internet, cum a fost vorba, a spus că ne desparte. Șezătorul e bun, mai am fost și noi la șezătoare atunci la Oprișeni. Da, șezătoarea e bună, dar mult și m-a ajutat pe mine internet. Că nu-i poți să iei o informație de la un om, ori de la oameni cei care te încujorez numai pe tine. Dar poți să faci o fel de expediție și mai mare, n-ar merge undeva după hotare. Dar pe locul, da. Și vorbeam înainte să fost vorba spuse de cultură, de nunți. Și ne-am avut tata la și am și eu un gând. Mai am trecut și eu, am fost și eu vornicel. Am 22 de ani, am fost și eu vornicel, am fost și eu dus cu tăsuța pe spate, pe la gospodar și îl chemam și eu în nuntă. Vă rugat mama, vă rugat tata, vă rog și eu, vă rog să veniți la nuntă. Și nu e acum spune țaranul nostru în sat, el care caută întotdeauna cât mai ieftin să fac tot aceasta. Și el nu... Mai ieftin să faci la un restaurant decât să faci tradiția cei vechi. Da, și eu mut-o în gând până în ziua, nu, am în complet până în ziua, să fac ultima nunta mea cu vornicei și cu altă chestie, o tare, o frumușață. Și de costumuri naționale vorbeam mai întâi. A fost copiii mei, acum am duși și pe la Moldova și pe la România, care cu concerte, la festivaluri. Și a fost așa un caz că s-a apropiat un domn de tip copiii mei și a spus că costumul vostru național nu corespunde zonei voastre. Da, bine, noi, la chiar și la mine, sala din Nămuț, n-a fost un om care să spune că costumul național de sat din zona noastră e așa, ori e așa. Noi acum făceam câte 2, 3.000, 4.000 pe un costum național, dar căutam niște care flori, să punem ceva, adăugam ceva nou, ceva mai frumos, mai frumos fie pe costumul național. Și scutem ceva mai nou. Dar noi nu putem, eu ca un tânăr, eu nu pot să fac fix în fix costumul național, taman așa cum a fost în perioada de mai mult, prin 1888, când se purta basma pe cap, când de-astea, Kinga era de-astea late. Eu nu pot să fac asta, dar prin niște mai de astea, tot prin internet, iar deja la teaza, și tot prin internet am găsit foto de costumuri naționale bucovinești, din părțile noastre, pe lângă noi, cum ai se purta și cum acum se poartă. Tare mult se schimbă. Și, cum vă spuneați, de șezători. La șezători nimeni acum în ziua de azi să chemăm, nu poate să-mi spune ce a fost cândva într-o 1888. Și de limbă, până în clasa a patra, chiar și eu, până în clasa a patra ne-au fost toate cărțile în limba română. Limba română, toate cărțile, chiar și matematica, a fost scrisă în limba română. Dar din auzită? Da. A fost chiar scrisă de limba română. Poate și acum în bibliotecă sunt cărțile acestea. Dar Pamoia, chiar și eu, am terminat catedra de muzică la Universitatea din Cernăuți și toate cărțile, te-am adus și practica la oraș, toate cărțile sunt în limba ucraineană. Și cum, chiar că am fost și vorba, cum i-a adus, ți-a spus, e așa, așa e programa, așa programa trebuie să o duci. Tu n-ai drept să te atingi de la asta, cu, să faci ceva de tău, ori, de exemplu, cum și în sat, ceva de limba moldovenească, românească, cu oamenii tați. E o problemă destul de complicată, dar nu, cum se poate de făcut mai bun pentru lume, numai prin ajutor, prin ajutor, prin sponsorizare, prin proiecte, prin așa niște așezături, poate de spus, dar de făcut în fiecare sat, de adus la oamenii și la tinerii, da? De adus informații cei care ei nu știu. Doar de asta nu se scrie și prin internet și prin tot locul, când așa a fost, așa se face, așa este.